aceste zile măcar să, sau aceste clipe să ne rămână măcar de neuitat, pentru că, după cum vedeți, lista celor care n-au ajuns încă să fie cercetați este tot mai subțire, este pur și simplu o hecatombă a tuturor gangsterilor din această țară, prinși practic pe bandă rulantă. În sfârșit, iată returul de bumerang al societății românești. Toți acești oameni care nu meritau să treacă de genunchiul broaștei la Revoluție sunt astăzi caftiți practic de către serviciile care le-au fost la picioare atâta timp. Este într-adevăr uriașul ricoșeu al unei societăți care, din bolnavă, coruptă și canceroasă, devine astăzi un soare practic extraordinar, răvășitor. Lumea, bineînțeles, tâmpă de unde să aibă atâta expresie. Știți cum e? Când te năpădește soarele ăla dintr-o dată, tendința este să te aperi de el, nu să profiți. Așa suntem și noi în aceste clipe, care ar trebui să fie de o euforie maximă pentru oamenii care au avut speranță în 1990 și care au crezut că se va construi o societate pe competențe, pe merite, pe idei, pe geniu, pe creativitate. Bine, pentru ei, dacă mai există unii dintre acești oameni, poate nu mai sunt printre noi, dar sunt în alte zări. Ei ar trebui să profite la maximum de aceste clipe, pentru că ele sunt absolut antologice. Și am întocmit o listă, să ne iertați că lista, sigur, este parțială și ea poate să fie revizuită și adăugită de oricine, cu cetățeni care la ora asta ar putea să fie deja în cursa care a plecat spre Dubai. Dacă ar fi acolo, ar fi norocoși. Dacă ar fi în cursa de Emirate, acești cetățeni ar mai avea o speranță. Dacă nu, după ce o să le cităm ca la catalog numele, mă tem că și pentru ei zilele viitoare vor fi tot așa, cu ecrane deschise, cu știri care vor începe cu numele lor, cu acuze de la DNA, cu întrebări de genul vă e frică de pușcărie, domnul nu știu care, și care se vor sfârși într-un arest de 24 de ore, penibilele momente, lungile și penibilele momente în care te justifici, apoi începi să plângi, apoi ceri iertare și dimineața te ducă ea pentru 24 de ore. Următorii domni ar fi putut să aibă această inspirație, dar dacă n-au avut-o, e doar problema lor. Călin Popescu-Tăricianu, Liviu Dragnea, Radu Berceanu, Mircea Gioană, Marian Vanghelie, Ion Țiriac, Cristian Burci, Silviu Prigoană, Viorel Cataramă, Dan Diaconescu, Mariano Prișan, Vasile Blaga, Sebastian Ghiță și Ioan Niculae. Dacă nu, cumva i-au dat ăștia deja interdicție să părăsească țara. Încă o dată spun, e o listă vremelnică, parțială, pe care putem, dacă ne mai vine în minte, să mai adăugăm chiar de-a lungul emisiunii niște nume, dacă nu o vom face mâine, dacă nu poimâine. E o listă neagră, e o listă neagră, precum a țărilor pe care Statele Unite, țineți minte, le expulzau numai cu gândul la ideea că erau o armă sau unealtă în favoarea terorismului, în favoarea corupției, în favoarea armamentului nuclear de tipul nord-corean, adică neratificat la nivel mondial și așa mai departe. Așa sunt acești oameni deocamdată în libertate. Am început cu ei pentru că așa e la revelioanele astea. E bine să te gândești și la ce va urma. Cupa asta de șampanie pe care o bem astăzi cu toții este într-adevăr excepțională, dar să nu uităm pe acești viitori deținuți care astăzi se uită la noi cu privirea lor de bou moscat, da? Și nu înțeleg nimic din ce va fi să vină. Astăzi l-au săltat și pe croat, că așa îi spuneau cu afecțiune la un moment dat angajații Media Pro. Am ajuns să-l vedem pe Adrian Sârbu cu cătușele la mâini, fraților. Da? De la Gigi Becali încoace, nu țin minte vreun personaj cheie în viața publică din România să ne fie arătat cu atâta nonșalanță, că n-aș vrea să-i spun demnitate, cu atâta nonșalanță cătușele la mâini. După ce n-a reușit să le explice procurorilor, probabil într-o întrevedere adevărat mai scurtă decât a altora, de ce n-ar trebui să fie arestat. 24 de ore așadar pentru croat, cel care le-a dat locuri de muncă oamenilor, a emis un comunicat, nu și aveam la un moment dat sub ochi, cazul Mediafax,
Adrian Sârbu, fabricat la comanda lui Ponta Ghiță, scris într-un singur cuvânt, și a camarilei acestora, are drept scop distrugerea Mediafax, Gândul, Ziarul Financiar, instituții media pe care Sârbu le-a construit în ultimii 25 de ani și pe care le-a menținut independente politic. Și bla bla de tipul ăsta, un text de clasa 4-a prin care Adrian Sârbu nu face altceva decât să le dea la moară celor care n-au crezut nicio clipă în el. Sârbu este acuzat de instigare, pardon, la evaziune fiscală, de delapidare și spălare de bani în dosarul Mediafax. Bineînțeles că nevinovăția pe care îl încearcă să ne-o prezinte și că este o victimă politică nu mai stă în picioare. A apărut și numele croatului așadar pe faxul respectiv pe care euroatlanticii l-au prezentat de dată mai recentă. Dacă doamna Udrea ar avea relații și acolo, probabil că ne-ar spune cu exactitate cine urmează, pentru că văd că doamna are prieteni peste tot și are și gânduri dintre astea, într-adevăr, războinice. Și ar putea să avanseze niște pioni și să ne spună cine mai urmează. Noi am încercat să facem o listă, mi se pare destul de bună. Dacă mai știți și alții încoată, ea este deschisă tuturor scenariilor și rezultatelor. Dar până atunci, încă două vorbe despre Adrian Sârbu, cel care reamintește națiunii în comunicatul, încoată spun, de clasa 4-a pe care l-a redactat cu Mediafax-ul lui, că a fost singurul român care a promovat până la vârf într-o companie americană, singurul român care a plătit sute de milioane de euro impozite, zeci de milioane de dolari în contul americanilor, apoi sute de milioane de dolari și apoi trilioane de milioane de dolari, unele în contul său, altele în contul lor, vorbește despre bani acolo, are ceva din Gigi Becali, sigur fără să vrea, dar atunci când ai lacune în unele domenii, ele ajung mai repede să se unească decât ai crede, așa ca la granița între DR Congo și RP Congo, da, împărțite de acest fluviu de 7 kilometri, exact așa se unesc ei cu el, de exemplu, cu Gigi Becali, nimic aparent nu îi aducea împreună și totuși genul ăsta de dezvăluiri, că și Becali a spus la fel. Am plătit impozite. Păi domnul Sârbu, nu pentru impozitele pe care le-ați plătit statului sunteți astăzi acolo. Nu pentru faptul că ați creat locuri de muncă. Nu pentru faptul că ați prăbușit ziare sau le-ați făcut și după aia le-ați prăbușit, ca să fiu mai exact. Nu pentru faptul că îi înjurați pe oameni în fiecare zi. Deși pentru asta ați fi meritat. Nu pentru faptul că ați angajat atâția oameni pe salarii de 2 lei sau pe alții pe salarii excepționale. Nu pentru că ați creat profesioniști. Nu pentru că ați creat vedete, nu pentru că ați făcut instituții media în România, nu pentru asta ați fost arestat, ci pentru faptul că vi s-a urcat la cap, da? Noastră aveați secretele Revoluției, ați filmat Revoluția, ați avut într-adevăr pârghi în toate regimurile de până acum, noastră aveați obiceiul să discutați cu oamenii politici de rang înalt ca să vă mai păsuiască eventual pentru plata datoriilor, că lucrurile astea se cunosc, au fost dezvăluite și de premierul Victor Ponta de dată recentă, ori mințeați dumneavoastră, ori mințea el, era foarte grav ceea ce s-a spus acolo, pentru evaziune fiscală v-au luat, că scrie clar aici, pentru delapidare, da? Pentru spălare de bani. Nu scrie nicăieri că v-au luat, că i-ați făcut emisiune lui Florin Călinescu, sau că i-ați dat să mănânce Andrei Raicu, sau Mihaele Rădulescu. Nu, tată, nu v-au luat pentru că ați plătit, v-au luat pentru că ați furat. E diferit. Lăsați-ne cu jocurile astea mărunte. Da? Am plătit, am făcut. Bineînțeles, asta e legea. Cu cât câștigi mai mult, din păcate, de asta vă dădeam lista aia cu țările. Dacă doriți să plătiți mai puțin, duceți-vă în țări unde impozitele sunt mai mici. În România, astea sunt. Dacă ai avantaje și câștigi enorm, trebuie să plătești foarte mult la stat. Nu e o bravură asta. Să știți, și eu plătesc impozite la stat. Sigur, mai puțin. Atâta cât câștig. Dar le plătesc, domnul Sârbu. Eu nu iau statului român bani. Nu-l fur. Îi plătesc. Deși poate nu-mi convine. Dar asta nu înseamnă că e un fapt pentru care eu nu mai am acum de ce să fiu niciodată într-o situație de a fi încarcerat sau închis pe nu știu ce. Asta nu înseamnă că dacă mi-am plătit impozitele până la un anumit moment, sunt absolvit de orice vină. Așa cum ați făcut dumneavoastră. Ați plătit,
va lua pentru cu totul altceva. Mâine, propunere de arestare 30 de zile pentru croat. Practic să închide și aici o epocă. V-aș reaminti totuși, anecdotic, Adrian Sârbu a fost luat cu mandat și dus la DNA, totul pe repede înainte, exact de la o discuție cu Marian Vanghelie. Totuși ce mărire și decădere și în cazul lui. Ajunsese marele croat, Dumnezeu presei din România atâția ani, să stea de vorbă cu un analfabet. Da? Cel stătea de vorbă, ăla măcar a fost luat după o discuție cu Vântu. Vântu a fost unul dintre puținii escroci de nivel mondial ai României, escroci tucur. Da? Și după asta punem punct. Deci unul dintre puținii escroci de nivel mondial ai României, punct. E bine, acest escroc, altă propoziție, a fost unul dintre puținii care au recunoscut că menirea lui era să fure statul și a statului să-l aresteze. A spus-o foarte clar, că nu mai avea multe de pierdut. Furase de ei să făcuse acru. Da? Îi venise acru de la atâta hoție. Dar mai era nevoie și statul, care l-a arestat din când în când ca pe un simplu găinar. Da? Asta era. Fiecare juca în domeniul lui. Sârbu, bă, mi l-au luat de la o discuție cu Marian Vanghelie. Aș întreba și eu așa retoric, că văd că se folosește în continuare tâmpenia asta, cu întrebare retorică, nu știu cine a inventat-o. În ce limbă vorbeați, domnule? Ca să vă înțelegeți. Mata și cu... În croată? Sau în sârbo-croată? Mata și cu Maria Vanghelie asta. Bun, pe de altă parte, dincolo de cazul Adrian și de cazul Adrian de ieri alaltăieri, o să mai intrăm în termeni atât de tehnici, de puerili, cum este comunicatul remis Mediafax și grija lui Sârbu de a salva locurile de muncă de la Mediafax, de parcă ar fi contrabasul și chitările de pe Titanic sau pianina. Hai să mai intrăm în amănunte de genul ăsta. O altă veste, de data asta n-aș mai râde cu toată gura, care ne obturează un pic orizonturile, cel puțin până mâine dimineață, când nu va mai fi revelion, să pregătesc să ni-l ia și pe Varujan Vosganian. Unul dintre potențialii laureați cu premiul Nobel pentru literatură, nu numai din partea României, că după cum știți, omul este curtat asidu, și din partea Armeniei, așadar lovesc practic în două ținte procurorii, vor să îl ia pe Vosga. Spune, asta mi se pare uluitor. Deci după ce ne-am dat cu stângul în dreptul la trofeu Cerbul de Aur, după ce ne-am încurcat între noi la Calatis, la Mamaia, da, pe toate scenele și amfiteatrele acestei țări, da, multe, tată, multe de tot. Crizantema de aur, ajungând până la Eurovision, dacă vreți, și la San Remo, că noi cochetam de pe vremea lui Moculescu și cu toate astea, dar ne uitam la San Remo ca la felul 14, e bine, acum ajungem să ne sabotăm la Premiul Nobel pentru Literatură, unde eternul nostru candidat, Varujan Vosganian, un practic un geniu al națiunii, iată, este pe cale de a fi săltat pur și simplu. Ce o să spună aia, bă, în momentul în care îl vor tăia de pe listă de Varujan Vosganian? Nu cred că există pe lista candidaților la Premiul Nobel pentru Literatură vreunul de hașurat cu atâta ciudă. E bine, asta vor face până la urmă suedejii, vorba lui Nea Inic, aici trebuie să explicăm, că dacă nu crede lumea că chiar așa ne exprimăm, totdeauna trebuie să explici cetățeanului și poanta. Atunci când nu o faci, atunci te sar în cap. Deci, cum ar spune Nea Inic, suedejii, da? Vor tăia de pista, să știți că nu cu bucurie, cu mare regret. Și noi care iubim literatura adevărată, în aceste momente avem un gând către Varujan Vosganian. Că i-am văzut pe toți ăștia, hienele astea cu gust de pecari, care apar pe la televizor, unele bucuroase, altele incredule, altele indecise, ce contează, că oricum cuvântul lor valorează mare lucru. Ei nu pun pasiune, ei n-au nicio lege, ei apar și dispar, sunt teleghidați pe un studio sau pe altul, spun niște născoceli dintre astea care până la urmă nu modifică cu nimic gândirea nimănui, dar nu păreau să fie așa într-o stare dintre asta de ușoară jenă la ideea că ne
obturăm cumva până la urmă viitorul literar, punându-l cu botul pe labe pe Varujan Vosganian. Asta, sigur că, până una alta, ca să reamintim faptele, pentru că ele sunt simple, Diicot a cerut Senatului, vedem dacă va și reuși, aviz pentru începerea urmăririi penale, măcar în momentul în care va ajunge la Mititica, Vosganian nu va mai trebui să fie scriitor. Este deja. Și mă gândesc că poate cine știe dacă nu cumva, uite chestiunea asta, să-l martirizeze, să-l nobelizeze postum. Că-i vor putrezi, să sperăm, oscioarele la pârnaie, dar asta nu-l împiedică să câștige Nobelul pentru literatură după ce-l vor scoate, să zicem, de acolo cu picioarele înainte. Poate ia și el 22 de ani ca judecătorul ăla. Da? Da, va avea timp Vosganian fără eforturi de-astea că să iasă cu 30 de zile mai devreme. Să aibă după aia oricând timp să-l analizeze la televizor. O dată. Va scrie ce oricum avea programat să scrie. Asta mi se pare fantastic. Vedeți diferența între chestiunile astea? Da? Să te duci la pușcărie doar ca să-ți accelerezi decernarea premiului Nobel pentru literatură. Și va deveni un martir și în America de Sud. Pentru că ăia vor înțelege de ce un armean a obținut premiul Nobel pentru literatură în detrimentul unui sud-american, să spunem, a unui ecuadorian sau unui bolivian, tocmai pentru că, iată, pârnaia dezgustătoare, unde, sigur, omul va da pe goardă tot ce știe, dar șăgalnic, așa, liric, într-un stil excepțional, cu versul și cu proza care l-au caracterizat, va scrie o epopee și în versuri și în proză. Da? Le va comasa așa. Nu trebuie să-i dăm noi sfaturi, că știe domnul Vosganian cum să o facă mai bine. Și uite, de asta nu va ieși Mircea Cărtărescu niciodată în față să ne spună de ce Academia de la Stockholm l-a onorat. Pentru că, uite, nu va ajunge la pușcărie înaintea lui Vosganian. Bun, și acum sigur că ne învârtim un pic și în dosarul zilei, Gala Bute, o zvârtă, într-adevăr, pe rana corupției din România, practic ceva nesemnificativ, câteva milioane de euro în plus sau în minus, comparativ cu Microsoft sau cu toate retrocedările astea, pare să fie într-adevăr o glumiță de tip Gazeta Sporturilor, o gălișoară dintre asta în care un răzgâiat, cum a fost Lucian Bute și care devenise buricul pământului pentru români la un moment dat, a necesitat toată această foială de unde până la urmă recuperatorul, că știu că îi place lui Tolontan expresia, recuperatorul rudelor Breja s-a întors iarăși așa cum făcea și Sorin Ovidiu Vântu, că și ăsta vine și pleacă în arest, vine și pleacă în arest, ca o locomotivă de aia de marfă și sigur după aia tentacular și fostul ministru de atunci al turismului și al dezvoltării regionale, doamna Elena Udrea, spre care vedem iarăși în al treilea foileton, pentru că primele două au fost ieri și alaltăieri, nu-i așa? Așa, nu-i așa? Cum spunea Silviu Brucan, vedem că până la urmă are, și sigur e o constatare de bărbat asta, avea mai mulți prieteni decât ne-am fi imaginat. Avea prieteni cam peste tot. Era prietenă cu Sebastian Ghiță și haideți să vedem o imagine, o fotografie, ca să nu mai avem discuții cine este doamna Elena Udrea, da? Dacă este frumoasă sau nu, și dacă este domnul Ghiță sau nu. E, când vă uitați la imaginea asta, sigur, mă deranjează un pic banda aia albă de acolo, totuși. Mă deranjează chiar în cel mai înalt grad. Dacă am putea să o ridicăm pentru câteva momente ca să vedem imaginea completă, nu cred că i-am putea găsi vreun cusur doamnei Udrea în această imagine. Da? Și asta demonstrează exact, fără putință de tăgadă, de ce toată societatea fierbe numai când îi aude numele. Iar acela este domnul Ghiță, mai norocos decât noi și în acele momente cel mai norocos bărbat din lume, iar care avea, iată, practic erau niște tandrețuri, aș spune, iremediabile. Să ne lase toți cei care se cred români macho, da, și care consideră că le-au cunoscut pe toate, le știu pe toate, e bine, fraților, nu este așa. Uitați-vă la doamna Udrea încă o dată, că o să luăm imaginea, ca să nu mai veniți să-mi spuneți, domnule, lasă că e o damă bine, nu e o femeie frumoasă. Nu e tata așa.
Aceste imagini ne scutesc practic de alte comentarii. E bine, doamna Udrea avea, bineînțeles, relații peste tot, era în legătură practic cu oricine, da? Putea să intre într-un dialog, fie că era vorba la telefon, fie că era vorba direct, fie că era vorba la cafenea, absolut cu toată societatea. Nu este un lucru, încă o dată spun, remarcabil pentru noi, dar iată că astăzi, cam atât nu ne-a dezvăluit chiar tot, dar veni să sperăm și acele zile, ea poate să ne vorbească despre toată lumea în politică, despre absolut toate raporturile care existau între instituții. Nu cred că de aici până la ultimele dezvăluiri, care la un moment dat sigur îl vor cuprinde și pe Traian Băsescu, de așa, sunt esențiale. Toate lucrurile astea sunt esențiale. Zic că doamna Udrea ar fi putut să aleagă varianta cu procurorii și într-un cadru restrâns să le spună acestora absolut tot ce știe, fără ca vreodată aceste informații să ajungă pe masa noastră. A ales altă variantă în care torpilează ca și cu un pistol cu apă de dimineața până seara în stânga și în dreapta tot ce știe, dar sigur că cu fiecare noapte care este un sfetnic bun, bun și foarte bun, vorba lui Marian Iancu, da? Fiecare dimineață își va reaminti noi și noi istorii, noi și noi povești, absolut toți, SRI-ul, DICOT-ul, DNA-ul, președinția și așa mai departe. Cum puteți să spuneți în aceste condiții, vedeți că am avut dreptate? Au spus spășit așa, că știam acest lucru. Vedeți că am avut dreptate când am spus că pe Elena Udrea nu poate judeca nimeni absolut corect în această țară, cu sânge rece la locul lui, nici măcar procurorii respectiv nu cred că vor ajunge vreodată să o judece echidistant. Da? Pentru că atâtea încrengături, atâtea dezvăluiri, atâtea ruptă cere, a aruncat bomba, a netezit fitilul. Bă, deci nu ne vom mai plictisi de aici înainte să auzim dezvăluirile doamnei Udrea. Când va înceta să le mai facă, le vor născoci alții și le vor pune doamnei Udrea. Nu vreau să spun unde, că nu sună frumos. La care ea doar va spune, nu e adevărat, sau da, este adevărat, mă pregăteam tocmai asta să spun. Acum, cât de repede va interveni Traian Băsescu în discuție sau nu, nu știm. Dar cred că pe undeva, într-adevăr, prietenii noștri au tergiversat. Că am văzut că unii sunt un pic jenați, așa, sau un pic îngrijorați, sau un pic excitați de faptul că a ieșit acest dosar la iveală, dar de ce a ieșit așa de târziu? Cred că totuși asta este opinia noastră. Cred totuși că băieții noștri, despre care vă vorbeam și victoria lor în alegeri și așa mai departe, cei care trimit faxurile cu îndărătnicie în ultima perioadă, au amânat intenționat anumite dosare, tocmai pentru a-i înlezni, să zicem ca un favor, pe care l-au făcut președintelui Traian Băsescu pentru comportamentul său remarcabil, punct de vedere instituțional, în ultimii ani de mandat, sau rotund, să spunem, în ultimul an de mandat, când el, într-adevăr, a dat dovada unui om politic responsabil, cu înclinații evidente europene și euroatlantice, a avut o relație foarte bună cu partenerii noștri importanți, da? Și probabil că și de aceste motive, dar și cunoscând caracterul domnului Băsescu, a se vedea situația de la Bristol de Paris, da, cu imaginile în care doamna Elena Udrea era însoțită de câteva prietene și care l-au scos pur și simplu, i-au explodat căpăcelele, da, lui Traian Băsescu, l-au scos practic din balamale, doar pentru atâta lucru, erau niște imagini pe stradă, fără niciun fel de impact emoțional, simplu doamna Udrea într-un weekend privat la Paris, era cu Alina Bica, în fine, asta e, poți să ai prieteni și cunoscuți. Nu ești obligată să ai numai prieteni necunoscuți, deci nu era un scandal monstruos. Ați văzut ce a făcut Traian Băsescu? Ce ar fi făcut Traian Băsescu dacă acest dosar sau aceste dosare, Microsoft, Gala, Bute, ar fi ieșit, să zicem, un pic mai repede pe faxul americanilor? Da? Noi credem că s-a amânat un pic, că nu era foc. Poate și cazul domnului Adrian Videanu, da, care dintr-o dată a fost săltat, poate și cazul domnului Sârbu, cine știe, există un timp pentru toate. A, poate că s-a preferat așa. În orice caz, acum, o dată cu venirea lui Klaus Iohannis la putere, o să mai poate spune nimic. Domnul președinte a fost numit
exact de faxul de care vorbeam, da, niciodată în istoria Europei răsăritene, cel puțin, n-a existat un președinte atât de docil, încă i s-a spus clar, domnule, pe Matate punem noi. Da? Pe Matate am ales. Vei fi președintele țării, iată care sunt regulile. Oricât ar fi fost de liberal și de democrat Klaus Iohannis, mai liberal și mai democrat decât ăia cu faxul, n-avea cum să fie. Mă înțelegeți? Așa că și dacă ar fi fost de acord până în plăsele cu ei, și dacă n-ar fi fost de acord, să fi fost o zgâtie de asta, tot acolo ajungeau. Da? Odată rezolvată această problemă definitiv, nu mai există nicio urmă, da, de asta de implicare în politic. L-am auzit înainte pe colegul nostru Cătălin Striblea, în debutul emisiunii sale, invocând tot așa, cu reminiscențele clasice ale românului, că de ce nu vorbește președintele Klaus Iohannis? Păi despre ce să vorbească? Am rămas stupefiat. Pe președintele Klaus Iohannis este ca și mine, sau ca și telespectatorii, în fața acestor... Poate să jubileze, poate să reveioneze, sau poate să uite la el și să spună, mă uit la desene animate, nu mă interesează. Ce să facă președintele Iohannis? Sunteți stâmpiți? El nu are niciun cuvânt de spus, mă băieți. E problema lui ce face DIICOT-ul sau DNA-ul? Nici măcar cât negru sub unghie nu-i problema lui. Dar o să învățați și voi, dragi colegi și dragi telespectatori și dragă prostime, o să învățați și voi până ajungeți la groapă că lucrurile într-o țară democrată așa funcționează. Nu președintele iese seara la televizor. A, ok, dacă eram în epoca Băsescu, ne puneam încă o dată ceasurile să sune la 18:30. Zilnic ar fi ieșit Băsescu și comenta. Se era modul lui de a face politică. Dar nu este un mod pe care să-l agreeze băieții cu faxul. Băsescu fusese numit de mult timp, era un președinte de două ori votat, era un tip care, iată, s-a înțeles bine pe final cu ei, da? L-au lăsat până și-au terminat mandatul. Ei bine, s-a terminat. Da? Noi nu mai avem, sau n-au mai vrut să mai avem un președinte care să vină să comenteze la o oră pe care și-o stabilea el niște chestiuni care nu-l priveau. Mă surprinde pe undeva totuși gena asta a poporului român, uluitoare, bă, uluitoare în mărșăvenia ei, cum îl conduce pe cetățean să fie atât de mic și astăzi. Bă, n-ați învățat nimic din 25 de ani de democrație românească. Dar e ușor că ferestrele sunt deschise astăzi. Să vă uitați la alții. Niciodată un președinte occidental nu comentează la televizor cu atât mai puțin niște decizii ale instituțiilor statului. Ce să facă Iohannis Klaus în momentul ăsta? N-are destule pe cap? Deci lăsați-mă cu intervenția președintelui. Poate cine știe i-or fi spus și lui Traian Băsescu. Băieții, hai că înainte să te întrebăm cu cine ții, fii atent. N-ai putea să-ți ții gura câteva luni acum, dacă poți. Noi doar te întrebăm. Prietenește, desigur. O 3-4 luni să-ți ții un pic gurița și să ne lași, dar ne-ul ăla între paranteze. Să, paranteză, ne închisă, lași un pic să ne facem treaba, că tot pentru voi muncim. Și au dreptate aici, Iancheii. Tot pentru noi muncește, bă, Vanghelie, americanii. Pentru noi muncește, că nu pentru... Da? Pentru noi, tată. Așa că ia să-i lăsăm un pic să ne mai ținem gurile, putem să reveionăm. Că asta nu deranjează. În democrație poți să faci revelion când vrei tu. Condiția, neacroatule, e să-ți plătești șampania aia pe bune. Da? Nu la un moment dat să ai impresia că ție ți se cuvin toate și să bei de la alții. Că mai făceați voi așa. Sebastiane, Sebi, mă rog, ți-am trecut și pe tine pe listă mai spre sfârșit. Ești încă tânăr. N-ar fi rău să o ușchești, că să știi că din Dubai sau din Abu Dhabi, dacă ți se pare că e prea cald acolo, uite că Dianei Cocoș nu i s-a părut prea cald. I-a fost suficient lui Dorin Cocoș să o ducă odată pe prințesuca asta în Dubai și ai văzut imediat femeia cum a învățat. Când a ajuns la răcoare, a zis, lasă-mă că știu drumul, că am pus niște firmituri.
Bine că n-ai dus-o, Dorine, în Polinezia franceză. Că ajungeam să o găsim pe Bora Bora. Cine știe. Noi încă mai sperăm ca la un moment dat să ne ducem și noi ca Gauguin acolo. Pe sfârșit așa. Sau măcar ca Joe Dassin. Sau prin Vanuatu, prin Tuvalu, pe undeva. Pe la Funafuti. Să ajungem și noi la un moment dat. Niște... Nu ne-am dorit totuși, sigur, să întâlnim specimenele astea. A, și dacă le întâlnim, ce mai contează, tată? Ce contează acolo de unde mai ești, bă? Cât ai șmecherit, cât ai furat. E în regulă, da? E bine, în tot acest concert strident, sigur, dacă nu ne punem dopuri în urechi, iată despre ce vorbește unchiul nostru Bombonel. Tatuajele ar trebui folosite astăzi și de oamenii politici. Culorile tatuajului, roșu, albastru, verde, portocaliu, ar arăta orientarea politică. Dificultatea ține de faptul că tatuajele se șterg foarte greu, iar traseiștii ar avea o mare problemă. La Jilava, unii dintre cei internați acolo mi-au spus că aveau o mare dificultate când își tatuau numele iubitelor, iar la eliberare descopereau că iubitele respective își aleseseră alt drum. Alt drum, adică nu alt iubit. O luaseră pe alt drum. Mă, Bombonel, așadar, vă, fraților, s-a maturizat în pușcărie. Și pentru prima dată în viața lui ajunsese să vorbească despre femei. Extraordinar. Dincolo de balastrul ăla pe care îl mânca de 5 ori pe zi, ornat cu trufe, da? Și cu crab de 5 kg. Așa. Dincolo de seminariile, de cursurile pe care le ținea deținuților, pe care le reinventa apa caldă, practic, de față cu ei, da? Cu materialul clientului, dacă era nevoie. Iată că el discuta despre femei. Să fie ăsta unul dintre motivele pentru care, în momentul în care venea soția lui, Dana Năstase, la vorbitor, nu utiliza camera intimă. Păi la ce să mai utilizezi când tu îți imaginai alături de alți deținuți, Doamne ferește, sigur nu vrei să mergem cu gândul foarte departe, alături de alți deținuți, toate potlogăriile posibile ale acestei lumi. Știm cu toții, ele sunt infinite. Și când ajungeai să tutuiești infinitul zăbrelelor respective, vorbind numai despre sex, hai să spunem pe șleau, păi mai aveai nevoie să-ți vezi odioasa? Îl venea și ea cu niște nuci, cu niște mere. Mă dă încolo de treabă. Deci iată-l pe Bombonel, de la care, sigur, acum vorbind un pic serios, ne așteptam să vină și el și să mai înfunde pe câte unul altul. E, uite, nu. Ăștia sunt oamenii cu caracter în România. Cum ar zice și Ion Țiria, că vezi, Neane, că ești pe lista asta și mata. O să vii și o să-ți spui cu cătușele la mâini. Era o treabă de făcut aici. La DNA aveam o treabă. Acum să nu mai îmi puneți întrebări, că eu nu o să vă mai dau nici comunicat. Da? Dar acolo, la 12.000 de metri, când o să mă lege pe mine, acolo să știți că nu mai e nimic. Da? Și o să se ducă și el liniștit, o să-l întrebe ăștia reporterii săraci aviz după informație. Vă e frică de pușcărie, domnul Țiriac? Nu. Nu e frică de pușcărie, dar nici nu o să ne răspundă domnul Țiriac. Lui e frică să nu ia mistreții de la balc sau boii de la bicicletă. Da? Ăștia sunt mai importanți sau până la urmă milele alea de acolo de unde nu mai e nimic. Să nu îi lepa alea că mă gândesc că la câți bani are s-ar mai plimba de câteva ori și pe gratis. Bun, cam asta ar fi pentru prietenii noștri. V-aș reaminti totuși că Mircea Moldovan, judecător, l-am văzut astăzi în câteva ipostaze, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare în dosarul lui Dan Adamescu, băiatul implicat pe la Oțelul Galați, pe la România Liberă, Dan Adamescu, 4 ani și el și câteva luni de pușcărie. Sentințele încă nu sunt definitive. Curtea de apel l-a condamnat pe Mircea Moldovan la 22 de ani de pedeapsă în felul următor. Judecătoarea Elena Rovența, 5 ani și 10 luni. Judecătorul Sorin Viziru, 5 ani. Magistratul Ion Stanciu, 3 ani și 8 luni. Da? Pedepsele mari le dau puține speranțe de scăpare condamnaților, ăștia făceau parte și ei din lotul lui Mircea Moldovan. Dan Adamescu trimis în judecată pentru că le-ar fi dat mită 20.000 de euro.
judecătorilor Stanciu și Rovența, pentru că aceștia să dispună soluții favorabile în două dosare de insolvență, săracu. Cele despre care vorbeam mai devreme, e bine, nu s-a putut, n-a dat cu i-a trebuit și riscă și el pușcăria, tot așa va veni și el și va spune într-un comunicat de genul ăsta, poate mai bine elaborat decât al lui Adrian Sârbu, talentul ăsta Sârbu nu l-a avut niciodată, să se exprime coerent în scris. Iertați-mi îndrăzneala. Da, poate că Dan Adamescu va avea și va da un comunicat lacrimogen, cum l-ar fi dat și Dinu Patriciu, dacă îl mai apucau ea să-l mai salte vreodată, era și el. Sau ar fi fost și el pe lista asta. Îl văd pe Răzvan Cornețeanu scriind bine și foarte bine prin gazete. Nu e el cel în măsură să vorbească despre cinste și onoare. Dar Răzvane, te trec aici, tată? Te-aș trece și pe tine, să știi. Îți vine rândul să ai liniștit. N-are cum să nu-ți vină. Da. Nicușor Constantinescu nu l-a mai trecut pentru că ne-am plictisit. Câtă reclamă i-am făcut, el are interdicție oricum să mai iasă din țară. Măzărel, la fel, da? Pașii ăia de defilare îi bate la el. Pe caldarâmul propriu Radu Mazăr, e adevărat. Dacă ne uităm la vila lui Videanu, 1300 și ceva de metri pătrați, la care nu erau trecute chiar și odăile, erau doar camerele principale, un fel de Versailles, așa, sigur mai puțin împodobit, dar tot un Versailles în devenire. Bordurile cu siguranță erau puse, dar deci odăile nu intrau în socoteală, mă gândesc că și Mazăre poate să defileze, merge înainte până să se întoarcă ca pe linia de tramvai, tot la el în casă, adică la capăt de linie, are de mers câțiva kilometri. Deci nu mi-l imaginez cu orizonturile întunecate de vreun obstacol de ăsta, dar de vreun zid de rigips. O să cred că rigipsul i-a stat lui în cale când el aproape că cucerise și febra galbenă din Madagascar. Bun, uite și o veste care ar fi putut să vină de la huși, dar vine de la prietenii noștri prahoveni. Un bust al tovarășul, mă scuzați, Ronald Reagan, va fi amplasat la Ploiești. Ploieștiul, spre care îmi spunea mie un regretat membru al Federației Române de Ciclism pe timpuri, cel mai frumos oraș din lume. Mă rog, dacă vreți, duceți-vă și puneți o floare la mormântul lui, că vă explică el de ce era cel mai frumos, că m-am certat destul pe tema asta. Este un simbol al luptei anticomuniste. Și Ploieștiul, dar și Ronald Reagan în același timp. Și, de asemenea, un fel de, ce să spun, rubicon al modernismului, ca să ne exprimăm așa absolut aiurea. O statuie, mă, doar să nu semene cu Sergiu Nicolaescu. Ronald Reagan, nu de alta, dar mă gândesc că dacă tot l-au greșit ăia pe Sergiu la Târgu Jiu, să nu-l repună în drepturi la Ploiești. Și ne trezim cu Nicolaescu. Știți de ce mi-e frică? Nu pentru Reagan. Mi-e frică pentru familia lui Nicolaescu să nu vină să-l revendice, că alea să ceartă ca țațele între ele. Ultima lui Gagică și sora lui. Țineți minte, dacă nu cumva între timp, că nu mai știu exact istoria lor, nu s-o fi împăcat sau nu o fi dispărut vreuna. Așa. Dar dacă nu, mie să nu revendice lucrurile astea și iar ne trezim cu cine știe, o să aflăm cât a dat Ploiești pe bustul lui Ronald Reagan și care erau dimensiunile bustului. E, o statuie normală, mai mare decât al lui Mihai Viteazu de aici, din piața Constituției. 25 de milioane de euro a fost bucata, ca să fim precauți, a făcut vreo 4 bucăți, 100 de milioane de euro, asta e, deși busturile lui Ronald Reagan, care tronează prin restul țărilor nouă afiliate la Uniunea Europeană, era de 500 de ori mai mic. Da? Dacă vă duceți, de exemplu, în Estonia și veți vedea bustul lui Ronald Reagan, cu siguranță este în centru vechi al orașului Tallinn, da? Acolo găsești orice, e, cu siguranță dă 500 de ori mai ieftin decât cel de la Ploiești și poate un pic mai reușit. De exemplu, sau la Riga, sau la Vilnius, sau la Cracovia, că sunt un pic mai ieftine. Dar vine, asta este altă problemă, să sperăm că nu vom ajunge până acolo. Aș uita un pic și pe presa de mâine, că totuși pare să fie iarăși interesantă și este într-adevăr, clicul, nu mi-am bătut iubita,
am bătut-o și am luat-o de nevastă, sau am luat-o de nevastă și apoi am bătut-o. Cântărețul Bătăuș face lumină incredibil. Chilian și această stupefiantă Maria Georgescu, Ana Maria Georgescu, cea mai frumoasă femeie la un moment dat din lume, de 16 ani, un fel de Shirley Temple, bătută, umilită, bătută, uscată, iar bătută de acest Chilian, în sfârșit totuși a luat-o de nevastă. Vă dați seama câtă bătaie merită pentru asta. În ziarul Adevărul, unde eram noi aseară, eu și cu Mircea Bade, astăzi Elena Udrea, ce coincidență, primește un nou croșeu de la DNA, dosarul Gala Bute. Aici este Claudia Pop, care a cucerit Spania. Da? Ea este o jucătoare de basket feminin. Croșeu în Gala Bute. Cruduța, aoleu, unde am ajuns și noi, nu, totuși Elena Udrea abandonată. Asta după ce oamenii politici, așa cum fostul ministru și se exprima, mi-e și rușine să vă arăt pe Cruduța asta pe cuvânt. Deci rămân la Elena Udrea, deși întoarce fundul Cruduța într-un mod, e sigur, e pusă cu mâna de către cei de la Libertate, deci Cruda și în spatele fundului ei Elena Udrea, și ce vor să insinueze, Elena Udrea abandonată, și anume toți bărbații politici, mă înțeleg prin asta de anvergură, da? S-a ascuns sub masă. Păi reamintesc, doamne Udrea, că uite subiectul ăsta sau fraza asta n-am abordat-o încă suficient, că așa s-a întâmplat, doamnă, și la Revoluție. Când aceiași bărbați politici, erau deja politici și aveau să devină și mai politici, au făcut exact la fel. Iată că am avut dreptate și aici, spunând că după 25 de ani se închide cercul. Da? Acum am început să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat cu 25 de ani în urmă și să bifăm, da, cu semnul de egalitate. Dacă la vremea respectivă dârdeau de frică din motivele pe care le știm, astăzi dârdie de frică din motivele pe care o să le știm. O cred că e o foarte mare diferență. Deci ce se poți aștepta de la bărbați? Acum singura întrebare este, printre acești bărbați politici, să fie și Traian Băsescu? Asta e singura chestiune. Pentru că la cât să învârte în jurul chestiunii, la un moment dat Elena Udrea probabil că va spune ceva și ce n-ar trebui să spună despre Traian Băsescu sau despre altcineva care să poată să facă legătura cu Traian Băsescu. Din loialitate, totuși, pentru ceea ce înseamnă instituția prezidențială, nu l-am pus pe domnul președinte pe lista asta. Dar să știți că, încă o dată spun, ea poate să fie suficient lățită încât să mai intre unul altul. Victor Ponta, de exemplu. Știți că am omis câteva nume, încă o dată, din respect față de instituțiile statului. Cele la care ne-am închinat cel puțin atâta timp. Mai departe, în Puterea, Elena pleacă la război. El nu este o imagine care să o avantajeze extraordinar, dar pe de altă parte nici pe noi. Să vedem în ce război se va priponi Elena Udrea, că știu că e un termen pe care gazetele l-au acceptat. Cele două fețe ale SRI, ăștia sunt niște necunoscuți, da? Două fețe ale SRI, îi vedeți, oameni importanți în această țară, cine știe pe ce drum o apucau și ei și la ce s-or gândi în momentele astea. Și ca să nu ziceți că trecem de la una la alta, în Le Figaro Magazine, tot un gânditor dintr-o altă lume, Alain Juppé. Se pregătește și el să candideze în 2017, dacă va reuși să se debaraseze de Nicolas Sarkozy până atunci, pentru că Sarko este liderul de dreapta al politicii franceze. Am primit niște cărți poștale de la cetățenii canadieni și americani care își fac vacanțele sub soarele mexican aici și cubanez aici. Deci nu e vorba neapărat de soare, ci de asfințit. Cuba și Mexic, cetățeni care ne-au garantat că se uită la noi cu religiozitate, pe la orele 16, ci că ora Canadei are loc această emisiune. Foarte bine, fraților, uitați-vă în continuare, sunt absolut convins că și rețineți câte ceva, pentru că în aceste zile e bine ca fiecare totuși să păstreze așa măcar cât un nume. Nu câte o idee, ideile nu sunt importante, le puteți îmbunătăți. Dar păstrați așa cât un nume, secret.
până când va veni Zâna Măseluță și vă va spune într-o seară, da, ce doriți? Ce să vi se îndeplinească? Care este dorința? Și atunci scoateți cât un număr, un nume din ăsta, mititel sau mai mărișor, lista e aici, da? Și duceți-vă cu el unde vreți. Da? Sau plasați-l unde știți mai bine. Până face pum, pum, așa. Da? E destul. Că după aia o să ne ocupăm noi de el. Trebuie să luăm publicitate, mi se spune, într-adevăr, e și 45. Ne întoarcem pentru finalul emisiunii cu alte considerente. Îl tot triam pe Vladimir Putin, să știți aici, iată-l. Vedem ce mai putem să scoatem de la el. Ne uităm la el ca la Dumnezeu. Așa, Putin și noua Rusie, răzbunarea geografiei, asta e pentru cei de pe listă. Cele două cărți la 65 de lei, SMS cu textul litera la 1800, tarif normal. Evenimentul zilei, iată că îmi atrage atenția, scrie, în atenția lui Radu Banciu, anchetarea Elenei Udrea pe prima pagină în evenimentul zilei. 20.000 de exemplare câte vindeți să-mi faceți cinstea asta, să știți că e cam mult. Mai bine m-ați fi trecut pe online. Dar n-ați ajuns până la urmă tot la vorba mea, că nu mai putea să o țineți pe Udrea pe pagina 14 și ați scos-o în sfârșit pe pagina 1, nu e asta până la urmă? Sau să-mi spuneți că astăzi nu s-a vorbit suficient de Elena Udrea la televizor și de asta ați dat-o pe pagina 1, că nu ține niciuna și nici alta. Și în final o să vă arăt cum se prezintă la francezi și cum arată Elena Udrea lor și Sebastian Ghiță al lor. Ăștia sunt, vă. Deci ea e doamna Udrea, dar nu e damă bine. E o femeie frumoasă și el e domnul Ghiță. Și el e un domn bine, nu e un domn frumos. Uitați-vă puțin la această imagine și să ne imaginăm că politica românească ar arăta așa. Acum, pentru cei care fac presă ca lumea, îi aștept mâine cu cele 7 diferențe. Da? Hai și cu asta la revedere. Rămâneți cu bine.